Vom găsi tuturor. În cele ce urmează, vom merge pe contul nostru dotera și vom procesa o comandă la dotera. Pe adresa login.dotera.com, ne logăm cu ID-ul și parola primită încă de la înregistrare și prin apăsarea butonului de login, intrăm în contul nostru virtual și în magazinul și shopul Dotera. Vă invit să studiați produsele și să căutați în detaliu informații. Încă de la bun început ne este prezentat produsul gratuit al lunii, produsele la reducere. După cum poate fi observată, comenzile de loialitate, comanda de loialitate din luna aceasta a fost procesată. Urmează a fi procesată în luna următoare, comanda din luna decembrie. Dacă ați depășit data de 15 a lunii și nu ați reușit să puneți comandă, rugămintea mea este să sunați la call center la Dotera, să vă poată ajuta în funcție de comanda dumneavoastră salvată, să vă poată ajuta până în data de 20 a fiecărei luni în vederea procesării comenzii. Din partea dreaptă, de la contul meu, mergem pe comanda de loialitate comandă de loialitate care reprezintă programul de recompensare a loialității și care din 3 în 3 luni ne crește procentajul de 5%, dacă, bineînțeles, ne menținem LRP-ul activ. Adică ce înseamnă menținerea unui LRP activ? Ai nevoie de o comandă minimă de un PV lunar pentru a-ți păstra punctele acumulate pe parcursul anului sau pe parcursul perioadei de când ești înscris în dotera cel mai ieftin produs la dotera de exemplu este un balsam de buze sau ai nevoie de o comandă minimă de 50 de PV-uri pentru a câștiga puncte și a crește procentajul cu 5% de la fiecare 3 luni. Fiecare PV este aproximativ 1 euro prin apăsarea în partea dreaptă a butonului Editează comanda, ne este deschis panoul de editare a comenzii, panou în care putem scoate produsele apăsând pe X sau adăugarea produselor de la lupa de căutare sau de la panoul de răsfoire a produselor. Căutăm, de exemplu, pachetul de vitalitate pachet care ne interesează, adică Lifelong Vitality Pack. La adăugarea lui ne este deschis o fereastră prin care putem adăuga produse care ne sunt necesare și care, totodată, au un preț mult mai scăzut față de prețul de membru. Adică, la prețul de membru, dacă este 38,25, prețul nostru la achiziția prin acest pachet este de 24,5. Ne ducem înapoi în panoul nostru de comandă. Foarte mare grijă să aveți ca mereu comanda să fie peste 125 de PV-uri salvată. Dacă, de exemplu, nu cunoașteți numele produsului de unde trebuie să și care e numele lui? Mergeți pe partea de răsfoire, și aici se deschide o fereastră cu mai multe posibilități de căutare. Oferte speciale, uleiuri esențiale, îngrijire personală și așa mai departe. Vă invit să studiați și să încărcați mai multe produse pe pagină, în așa fel încât să vă fie facilă și ușoară căutarea produselor. Aceste produse se pot achiziționa și pe baza punctelor de loialitate câștigate. La momentul acesta nu mai există puncte la noi pe cont, dar în momentul în care se bifează achiziția prin folosirea punctelor de loialitate, la utilizarea lor se percepe o taxă de 2 euro. Sfatul meu este ca în momentul în care vă achiziționați produse pe puncte să fie de o valoare mai mare. În așa fel încât să nu trebuiască să plătiți o taxă pentru un simplu produs. Totodată se pot achiziționa și se poate scade din valoarea totală a comenzii prin balanța AR, suma pe care noi o avem încasată în dotera. La procesarea comenzilor pe puncte, la fiecare produs, se mai deschide o fereastră de desubt. Pereastru prin care noi putem achiziționa produse pe puncte, bineînțeles dacă corespund și dacă avem destule puncte. Prin apăsarea pasului următor, ne va duce spre finalizarea comenzii. De mare interes este adresa de livrare să corespundă cu adresa la care ne dorim livrarea. Opțiunile de livrare să rămână opțiunile standard. Iar la modalitatea de plată, foarte important este faptul că să salvăm și să bifăm dacă dorim plata prin dotera credit, prin balanța AR, plată care va scade din totalul de comandă și nu vă va afecta PV-urile. Dacă, de exemplu, achiziționăm produse cu plata punctelor, la plata prin puncte nu se mai percep puncte în plus, adică nu câștigăm puncte când cumpărăm pe puncte. La modalitatea de plată aleasă, pifăm cardul pe care l-avem introdus. Dacă, de, de exemplu, terminația cardului nostru nu corespunde cu terminațiile pe care noi le avem introduse, prin apăsarea butonului de Add New Payment Method se poate adăuga o nouă plată cu cardul dată unde sunt solicitate foarte multe informații și foarte multe cerințe în raport cu securitatea financiară de pe care faceți plata. Dar noi nu este cazul. Mergem pe, înapoi. Foarte important este apăsarea butonului de salvează și continuă. Observăm că la modalitatea de plată este introdus cardul de pe care dorim să facem plata și în partea dreaptă avem rezumatul comenzii noastre, numărul articolelor pe care le-am comandat, taxa de livrare cu TVA inclus, totalul comenzii, PV-urile pe care le-am pus în această comandă, cât și punctele de loialitate câștigate în raport cu procentul pe care le are acest cont. Adică, din 169,5 PV-uri puse pe comandă, înapoi se întorc 50,85 puncte de loialitate câștigate în baza procentului, cât și 7 puncte de transport. Prin apăsarea butonului de procesează, acum se deschide o fereastră prin care este solicitat din nou codul CVV de pe cardul pe care intenționăm să facem plata. Și sunt din nou etalate articolele, taxa de livrare, totalul comenzii, numărul de PV-uri, punctele de recompensare câștigate pe partea de transport, cât și cele de loialitate. Prin apăsarea butonului de finalizează acum, veți primi un mesaj automat de la bancă, prin care va trebui să confirmați. Ca banii să plece de pe cardul dumneavoastră, și în scurt timp produsele vor reveni la dumneavoastră. Dacă doriți ca plata să se facă și să procesați comanda așa cum este salvată la data de 11 decembrie 2022, rugămintea mea este să salvați comanda pe transfer bancar, salvați și continuați, și la data de. 11 decembrie 2022 sau înainte de orice dată de 15, urmați pașii de mai devreme și se retrag banii în mod automat și comanda pleacă către dumneavoastră. Să aveți spor la cumpărături, sănătate din plin și soare în suflet.